Serie de Tratament Balnear a anului 2017, Casa Județeană de Pensii Neamț a distribuit prin aplicație informatică un număr de 15 bilete celor care au solicitat plecarea în stațiune în această perioadă din an, cu condiția ca stațiunile pentru care au solicitat tratament balnear să fie dintre cele alocate. Lista cererilor aprobate poate fi vizualizată atât la sediile Casei Județene cât și pe pagina de internet a instituției. Menționăm că persoanele interesate care au depus cereri de tratament balnear pentru anul 2017, dar nu au făcut parte din categoria celor care au primit deja bilete de tratament, pot solicita un bilet de tratament din cele 211 bilete de tratament nealocate pentru această serie. Prin aceste 211 de bilete de tratament balnear nealocate, se asigură tratament balnear în unele din stațiunile Sovata, Herculane, Slănic Moldova, Amara, Bălțătești, Buziaș, Covasna, Felix, Lacu Sărat, 1 Mai, Mangalia, Nicolina, Sărata Monteoru, Techirghiol, Târgu Ocna, Tușnat, Vatra Dornei și Căciulata. Reamintim că potrivit ordinului președintelui Casei Naționale de Pensii Publice numărul 129 din martie 2017, pot beneficia de tratament balnear în condițiile lege persoanele care au calitate de pensionar al sistemului public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament în perioada unui an calendaristic, persoana îndreptățită având posibilitatea de a beneficia de un singur bilet de tratament balnear. Durata unui sejur este de 16 zile, iar a tratamentului balnear de 12 zile. Menționăm că de la începutul anului și până această dată sunt valorificate un număr de 3.981 bilete de tratament balnear, fiind înregistrate 7.808 cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear pentru anul 2017.